Firmele din România au cu aproape 60% mai multe credite în afara țării decât de la băncile din sistemul intern. Banca Centrală crede că situația este cauzată de intermedierile financiare reduse și trage un semnal de alarmă în ceea ce privește stabilitatea economică. Colega mea, Raluca Smaranda, a analizat cifrele și vine cu mai multe informații. Raluca, te ascultăm! Bun găsit! Valoarea creditelor de la instituții financiare din afara României depășea 43 de miliarde de euro la sfârșitul primului trimestru din acest an, arată datele publicate de Banca Națională a României. Firmele mai împrumutau în perioada menționată încă 176 de miliarde de lei de la acționarii străini, bani considerați a fi investiție directă. În același timp, volumul total al finanțelor de la băncile din România, atât pentru firme cât și pentru populație, era de 298 de miliarde de lei. Firmele aveau credite bancare interne de peste 138 de miliarde de lei de la bănci, ceea ce înseamnă că valoarea finanțelor externe era cu 58% mai mare decât cea a creditului bancar.